Deci aici, să înțeleg că ce s-a făcut sub semnătura acestui Dumitru Daniel în Ploiești A fost dezastru. este ilegal, ca asta spuneți. Nu, nu. Nu numai Dumitru Daniel, vă rog, haideți să vorbim clar, da? Deci a fost ilegal, adică în aceeași situație se află tot ce a semnat omul ăsta, nu? Dar de ce credeți că a plecat că nu vrea să plece? Și a plecat pentru că știe că a făcut ilegalități. Și dumneavoastră, de știți ce nu înțeleg eu ca jurnalist? Nu înțeleg de ce această batistă pe țambal, acest capac pe oală, această pătură pusă Da, stați pe... puțin, haideți vă... Dar ce, Deci, deci a, dar eu nu vreau să ăla a arunc făcut... oamenii în pușcărie, Dar nici înțelegeți? eu nu vreau să bag pe nimeni în pușcărie, numai că Nu e iată, misiunea mea. nici a Nu e mea, misiunea nici a mea. mea, numai că iată ce se întâmplă. Da. Ca urmare a faptului că unii au făcut un pug pe care dumneavoastră nu-l agreați, ca urmare a faptului că unul dă Dar ce n-am vrea spus că el, nu-l că agrez. nu-l agreați în Este împotriva totalitate. dumneavoastră. Este că este împotriva mea. Bun. Eu ajung în situația, eu ca simplu cetățean, să mă trezesc în Kafka. În Kafka suntem, Bun. dar suntem în Kafka, Bun, în da. regulă. Și aveam aici, că Vreau aici să m-am vă mai încurcat spun eu. un lucru. Da, vă ascult. Într-o ședință de urbanism, într-o comisie de urbanism, CTAD-ul, da. înainte de la prima modificare, când era și doamna Simona Munteanu, era membru, o păstrase membru, da? Deci înaintea mea, singur arhitect, șef arhitect, a fost doamna Simona Munteanu. Nu știu dacă aveți această Până în informație. Ba da, o am, cu sine, da, nu o cunosc. 2011-2012. Ok. Da. Iată, Corect. sunteți primul Da. arhitect șef al plusului pe care îl cunosc. Bun. L-am întrebat pe domnul Criveanu. Întrebarea avea altă țintă. L-am întrebat domnul Șerban Popescu Criveanu. Deci dânsul nu numai că a făcut prima lege în construcții în țara asta, a păstorit și primul, nu era minister, era secretariat de stat. A fost primul ministru al domeniului, cum ar veni, în anii 90. Da? Erau mai mulți arhitecți mari care erau secretari de stat, deci era normal Bun, e să o fie arhitect. autoritate. Bun. Deci a fost primul ministru al acestui domeniu Bun. de după Revoluție. Așa. Și l-am întrebat și așa, nu vă supărați, cam, domnul Grigan, cam cât i-ar lua unui arhitect șef mediocru, în funcție, venit acolo în funcție, să-și dea seama de calitatea profesională sau nu știu, că lucrează cu un instrument varză, să zicem. Cam cât timp i-ar lua? Că nu poți să-ți dai seama de la început. Tot descoperi și tot descoperi. N-a apucat să răspundă, domnul Cripa, nu? Mi-a răspuns Simona Munteanu și a zis 2 luni, doamna Wow! Super, deci la fix răspunsul. Și din partea persoanei care trebuia și la fix așa. Mie mi-a luat ceva mai mult timp. Bine, să descoper gravitatea gravității. Și cred că încă mai am de descoperit. Așa. Dacă e grav, într-adevăr. Bine, că e grav, m-am prins de când m-am uitat, dar... Bun. Așa, ca poze. Dumneavoastră vreți să-mi Bun, spuneți că... haideți, nu, haideți Așa. să spun ceva. Și am întrebat-o, și ce ați făcut, doamna arhitectă, când ați constatat că sunteți în fața instrumentului care nu se poate autoriza, practic, sau se autorizează pe lângă urbanism. Așa. I-am spus primarului, i-am cerut să prindă bani de pug, să facem un pug nou. Așa și primarul a zis că nu sunt bani. Știți că sunt ultima persoană, ultima persoană de pe planeta Pământ căreia trebuia să-i dea acest răspuns și știți de ce? Pentru că eu la minister am răspuns din 2000, singură, singură, am fost singura persoană care am răspuns de distribuirea banilor, fondurilor de puguri pe teritoriul României, singură, eu singură, nimeni altcineva, din 2000 și până în 2010 aproape, deci exact de perioada în care vorbește dânsa. Și există un buget anual de 100 și ceva de miliarde, cam așa era bugetul, care se distribuie într-adevăr pe județe. Bun. Trimestrial, dar în funcție de solicitări. Acum, pentru cazuri speciale, când un anume oraș, deci când un Nu are anume, ei bani. distribuie la OAT-uri la rândul lor. Când au fost cazuri speciale, de exemplu, când s-a făcut autostrada, a finanțat Ministerul toate pugurile Breaza și astea pentru schimbarea, indiferent cât de noi erau, că au trebuit
să se prevadă traseul autostrăzii, sau când au fost cazuri grave de nu se putea ceva într-un oraș sau în așa, am plătit și direcționat să, nu, la să, long story n-am short. N-am avut nicio solicitare de la Ploiești. Dumneavoastră spuneți mie ca să, că dacă ar fi avut nevoie, domne, n-are Ploiești ca buget, să nu vorbim cu mantă. Dacă avea nevoie de 3 miliarde și îmi justifica că, domne, uite în ce stat, le dădeam. Să nu vorbim în termen de biliard. Da? Îmi spuneți că doamna Simona Munteanu, fost o arhitect șef, doamne, este cumva autorul acestui dezastru sau coautor al acestui dezastru? Nu, să zicem că poate dânsă i-a convenit. Dânsă i-a convenit acest pug și dumneavoastră nu vă convine. Nu vă convine deloc. Am înțeles. Pentru că nici nu-l consider un pug. Este... Bun, în regulă. O dușmanie. Este un genocid, v-am mi-a spus.